Și partea a treia a locurile de la scăldat din copilăria anilor 60-89. Amintiri frumoase, prieteni. Super frumos. Pentru că chiar a fost amintiri frumoase, prieteni, de altă dată, plăcut. Și un loc tot pe aici, unde am venit, prieteni, pentru că este... Ia auziți, prieteni, să vorbesc mai încet, auziți păsările. Să vedeți cât de frumoasă natura, prieteni, locurile în care noi făceam baie pe vremuri. Frumos, prieteni, locuri minunate, locuri de neuitat. N-am cum să-mi aduc aminte, pentru că aici veneam toate vacanțe de vară, cred că aveam 14 ani, cred că aveam 13-14 ani și veneam în vacanță aici și ne scăldam. V-am spus că eram mulți prieteni de la bloc și aici veneam și ne scăldam, prieteni, pentru că era super frumos, minunat. Priviți ce locul frumos, amintiri plăcute. După aceea de aici mă duc în parcul Chindia, mai dau și o tură de parc, pentru că e parcul aproape de noi și este super frumos, prieteni. Ia să mai vedem o dată zona asta de aici. Copacul din râu. Super frumos, prieteni. Mai vedem o dată zona asta frumoasă. Pentru că e foarte frumos, prieteni. Super minunat. Și locul totul. De aceea vin și mereu aici, pentru că îmi place. Știți că n-am să mai vin aici? Mai, cred că spre toamnă, în partea aia, sunt niște flori minunate, galbene, ca floarea soarelui, așa. Exact ca floarea soarelui arată, așa, dar anul ăsta nu le-am mai văzut, probabil că eu am venit mai spre toamnă, dar am să trec eu și am să vi le arăt că ele cresc aproape de râu acolo, aproape de râul Iarubița aici. Dar să știți că vin la toamnă, prieteni, și am să vă arăt atunci. Și urcăm pe unde am venit. Tot pe aici, prin zonă, urcăm. Hai să mai vedem o dată, prieteni, râul de sus de aici. Eu. Frumos, prieteni! Și acum o să avem în imagine florile câmpului, prieteni. Ia uitați! Înainte vedeam maci, erau câmpurile astea pline cu maci. Albățări, maci,
mușețel mult era pe vremuri prieteni. Acum prea mai e. Ia uitați copacul ăsta, prieten, cât de bătrân e, ia uitați-l. Hai să ne dăm și pe partea aceasta, salută. Ia uitați.